În ședința Consiliului Local din 5 aprilie, consilierii au aprobat regulamentul de organizare și funcționare a pieței de pește din Giurgiu. Consilierii nu și-au dat însă votul fără a cere explicații primarului despre nefuncționalitatea pieței inaugurată cu mare fast anul trecut în octombrie. Ne mai putem să estimăm, domnul primar, să zicem peste 3 luni. Când se va finaliza procedura de licitație a spațiilor, atunci voi anunța la câștigat. Cum să spun acum ceva care nu am aproximat? Nu, palpabil, nu pot să știu. N-am cum să știu legal. Da. Bun, mai sunt intervenții. Dacă nu mai sunt, supune la vot cine este pentru. Toată lumea. Este cineva împotrivă? Stați un pic. Mai este cineva? Primarul Nicolae Barbu spune că, de fapt, anul trecut piața de pește nu a fost inaugurată, ci a reprezentat doar o etapă intermediară din proiect, care nu a însemnat punerea în funcțiune a pieței. Dacă a fost așa, de ce giurgiuvenii au putut cumpăra în ziua inaugurării pește, iar a doua zi au găsit lacătul pe ușă? De altfel, piața de pește stă cu lacătul pe ușă de 6 luni, deci are director și angajați care, practic, nu prea au ce face într-o zi normală de lucru. Pe deasupra, spații din interiorul pieței de pește au fost scoase la licitație de 2 ori până acum, ambele runde soldându-se cu un eșec. Piața a fost construită din fonduri europene cu valoare totală de circa 7 milioane de lei.